Bine v-am regăsit, prieteni, bună dimineața! Așa că vreți politici de sănătate să vină totul cu o dronă și cu tot felul de chestii de astea, să fim și noi în rândul lumii, vreți? Așa că vreți, domnule, să fie copilul meu educat, să ajungă avocat, să ajungă nu știu ce mai mult decât am ajuns eu, dar sistemul ăsta de educație, vreți? Dar așa că vreți ca aia care a intrat în politică să aibă banii lor, nu să facă tot felul de șmecherii și cu stat, vreți? Ei bine, și mai vreți o chestie. Vrem. Adică, băi, ne-am săturat de dinozaure din politică, să vină aia tineri. Unde-i tinerii? Unde-i tineretul de altă dată? Ei bine, vă arăt de tineretul de altă dată, vi l-am tot arătat și vi-l mai arăt o dată, Cafeluța Vobeț, astăzi, cu Cătălin Drulă. Bine ai venit, Cătălin! Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație! E o nebunie. Toată lumea vrea oameni noi în politică, oameni care să nu fi făcut afaceri cu statul, oameni care să fie educați. Iaca, voi sunteți aia. Asta nu înseamnă că sunteți cu nasul pe sus. Dar ceva se mișcă. 2,1% din PIB pentru educație să fie explicația? Sau ce? Ce să spun? Să știi că eu am intrat în politică în 2016, atunci am candidat prima dată de la USR, deputat ales atunci și prima reacție, când am ajuns în Parlament, m-am numit în bancă după tot cu Dan Barna. Așa, știi cum te așezi prima zi de școală, prins în bănci de câte doi la Parlament. Și ne-am uitat într-o extremă a sălii, ne-am uitat un pic așa în sală, ne-am uitat într-o parte, ne-am uitat în cealaltă și zic, bă, Dane, unde am ajuns aici? Eram obișnuit din alte medii. Înainte, fost olimpic național la informatică, am primit o bursă de studii în partea statului canadian, pe zona asta de elită a informaticii, după aia am fost în mai multe startup-uri, într-un mediu cu oameni care excelau în domeniul lor. Și m-am uitat dintr-o dată de la oameni care excelau în domeniul lor la colegii mei, noi mei colegi din politică, nu? Chiar dacă erau de la alte partide. Și era un pic așa greu să te adaptezi. Lumea trebuie să știe, v-am zis de politici de educat, de sănătate, de ce? Cătălin Drulă a fondat împreună cu alți colegi, nu? Zipline. Zipline pentru România înseamnă ceva dacă citești presa și o citești așa un pic fără să te uiți la Vulpița și la Dorel sau cum o cheam pe ăla, la Viorel. Te uiți și vezi ce înseamnă Zipline. Zipline înseamnă o aplicație prin care drone până la 70 de kilometri pleacă cu transfuziile de sânge de la un spital la altul și am înțeles că inclusiv Statele Unite folosește aplicația ta. Aplicația voastră. Eu am creat într-o serie de startup-uri din Silicon Valley. Asta startup-uri înseamnă ai o idee, începi într-un garaj, o idee de produs, de proiect, de aplicație și în zona asta, în general, mai spre robotică. Și ultimul dintre ele la care am lucrat înainte să intru în politică se numește într-adevăr Zipline și este un sistem care constă din avioane care zboară autonom, drone, dar nu sunt quadcoptere, deci în limbaj tehnic, aripă fixă, adică e avion, care zboară autonom, necontrolat de nimeni, până la o destinație care poate fi pe o rază până la 100 de kilometri, unde livrează un pachet în general produse medicale. Sânge pentru transfuzii, medicamente de urgență și așa mai departe. Sistemul ăsta e folosit din 2017 în Rwanda, în special pentru livrarea sângelui pentru transfuzii. Adică împlinește o nevoie reală. La un moment dat, cred că citisem, în perioada asta când eu deja eram în politică, nu mai am legături decât că am rămas cu un pic de acțiune acolo la companie, că undeva, dacă nu mă înșel, la 25% din sângele transfuzat în acel an, nu mai știu dacă era 2020, în toată Rwanda, fusese livrat cu aceste drone autonome. Cum funcționează? În țările cu infrastructură sau cu provocări foarte mari de relief, e greu să ajungi cu produsul respectiv când ai nevoie de o transfuzie pentru urgență. Exact. Sângele se ține la rece și atunci ai nevoie de centre. Și atunci pentru ei a fost mult mai eficient să aibă câteva centre mari în țară, de unde aceste avioane automate, cineva bagă pachetul, tipul de sânge de care este, și se duce până la destinație unde îl livrează cu o parașută, îl ia doctorul de acolo și îl perfuzează în general paciente, pentru că se adresează mai ales pentru hemoragiile postpartum după naștere și se pare că niște mii de vieți cel puțin au fost salvate pentru că în lipsa... E un sistem comercial, funcționează, eu am făcut o
parte din el, am lucrat mai ales pe partea de radiotransmisii și toată partea de control a transmisiilor radio, de poziționare și așa mai departe. Am lucrat 2 ani de zile. Cum e în startup-urile americane obiceiul, îți cointeresezi primii care participă în proiect și deți o bucățică din proiect, undeva sub 1% din această companie. Am mai deținut și din cele dinainte. Și astea, companiile astea, startup-urile, dacă ajung să confirme pe piață și să fie un produs real, ajung să valoreze ceva, dacă nu, de la companiile dinainte, tot americane, mă rog, nici nu mai s-au dispărut companiile, oricum valoarea era zero. În această companie a confirmat, e o companie care în prezent are o valoare de piață de vreo 3 miliarde de dolari. Sunt mândru de munca pe care am făcut-o acolo, sunt mulți alții care au muncit acolo, nu este proiectul meu, asta vreau să spun, e o echipă. E un mediu care stimulează inovațiile, sunt prezenți acum și în Statele Unite, livrează și în multe alte țări. Se pare că e o piață de viitor. Sunt mândru că am lucrat acolo. În momentul în care a început implicarea publică în 2016, am avut un moment de decizie foarte greu, pentru că vreo câteva nopți am stat și m-am uitat la tavan. Bă, dar eu mi-o opresc cariera acum, dar vreau să ajut, dar vreau să mă implic. Eu aveam pasiunea asta cu infrastructura, autostrăzile, sunt unul dintre fondatorii pro-infrastructura și m-am implicat întâi puțin în acel guvern tehnocrat, într-o calitate de consilier, după care mi-am dat seama, bă, asta cu tehnocrația nu e o chestie care funcționează în democrație. Apropo de miturile pe care le mai au oamenii, independent, tehnocrat, să fie ceva așa care să nu... Nu, soluția este să ai o politică mai... Să ai soluția pentru democrație întotdeauna prin partide politice. Cât de detestate sunt astea, că au ajuns să fie din cauza felului cum au... Cum s-au evoluat și ne-au enervat de-a lungul timpului, dar ele sunt esențiale pentru democrație. O formă de a lucra organizat, așa cum într-un bloc, într-o locuire colectivă, ai asociație de locatari, că dacă ar fi fiecare ca un atom și singur pe acolo nu poți face nimic și ar da în cap, așa e nevoie și aici. Și atunci mi-am dat seama după guvernul tehnocrat că e nevoie de implicare politică. A fost o unire fericită cu proiectul Uniunii Salvați România, cu USR-ul. Am candidat și de 8 ani stând în politică și zicem restul e istorie. Uite, tata are 84 de ani. Ăsta n-a votat în veci cu Iliescu, să nu-l vadă. Și în momentul când ați apărut voi, a avut un singur argument ca să voteze. Nu l-a interesat programul de guvernare, că programul de guvernare toată lumea zice că vine laptele, vine mierea, aici ai robinetul de lapte. Da. Tata mi-a zis în felul următor. Bă, în sfârșit, ăștia sunt oameni cu școală. Avem un partid de oameni cu școală. Și atunci mă așteptam cumva ca acest partid cu oameni cu școală să fie acel reper de reper pentru toată lumea. Băi, n-am zis noi că vrem o nouă clasă politică, se spune deja de la mineria de încoace, că vrem să scăpăm de foștii comuniști, că vrem să fie oameni cu bani făcuți, cum ai făcut tu, da? Prima dată valorau acțiunile tale vreo 3.000 de dolari. Și acum deja sunt la câteva milioane. Dar nu pentru că tu ai făcut vreo șmecherie, ci pentru că pur și simplu produsul a fost cerut și este cerut în toată lumea. Adică cumva este un fel de... Eu mă blochez când văd că, bă, tu ăla care ai zis mereu că vrei o clasă politică. Na, clasa politică. Da, mă, dar... Și când vin dariștii, că așa le zic la ăștia, deja se năruie totul. Și atunci, eu mă gândesc. Am văzut PSD-iști, oameni din PSD care au semnat atunci cu fără penal în funcții publice. Bă, dacă ai semnat acolo, de ce n-ai mers mai departe? Pentru că nu tu sau partidul, ci el, cel care a zis, au avut temelia asta etică. Da, mă, asta e o chestie bună, nu mă interesează cine a făcut-o. Da, acum, bine, vreau, nu stric un pic de modestie. Deci, eu cred că e foarte important să ai școală făcută la vremea ei, să ai studii, să înțelegi ce faci, să ajungi, când ajungi într-o funcție publică, să nu fii luat de nicăieri și pus acolo și tu să nu te pricepi la nimic. Să ai, da, peste asta trebuie și niște aptitudini de a comunica cu oamenii, ideea de a putea face politică, care înseamnă totuși negociere, înseamnă să faci anumite compromisuri necompromițătoare. Deci sunt niște lucruri care vin peste și la un moment dat o experiență și reală de viață poate să fie și aia foarte importantă și sunt oameni cu foarte multe școli și doctorate care nu reușesc și alții. Deci nu vreau aici să ne poziționăm neapărat, domne, da, am făcut școală la vremea ei, master pe bune, teză de doctorat pe bune, am lucrări citate, am făcut un business și așa mai departe și asta e important. Te uiți un pic în partea elaltă,
poate că domnul Ciolacu ar fi putut să deprindă doar de la covrigărie niște aptitudini, dar nu le-a deprins. El nu știe nimic despre economie, nu știe nimic despre nimic, de fapt. E un om care doar a reușit prin abilitatea să se ridica la vârful unui partid, care e un partid care capturează resursele statului. Acum, revenind la de ce cumva nu votează 100% din oameni cu USR, nu, să zicem masă, așa. Fii atent, marea masă. Pentru că în momentul în care am apărut în 2016, au apărut imediat și campaniile de calomnie. Uite-te la televizor acum, că ți arăt, dacă dăm acum drumul la televizor. Nu, dar a apărut, atunci eu am fost șocat, pentru că nu știam politic prea multă, că învățam atunci, în toamna 2016, că asta a fost și ideea mea. Dom'le, m-am uitat, i-am văzut și pe ceilalți oameni, îmi place și de Ionuț Moșteanu, de Dan Barna, de colegii care erau atunci, de Cristi Zeidler, uite ce oameni, ok, o lume o să se uite și să facă diferența. Și într-adevăr, am avut un rezultat pentru un partid nou înființat foarte super bun, okay. Am intrat în Parlament, dar a început imediat o campanie, ăștia sunt soroșiști, sunt străini, similară, cumva inspirată de ce face Orban în Ungaria. Cumva, că am fi străin de neam, eu din București, ai mers din Oltenia, născut la Târgu Jiu, m-aș ca copii în spatele unui bloc comunist, am toată copilăria cu gât. Tuberman, cheie la gât, anii aia 90, când până la urmă mi-a calculatorul pe care am mers la Olimpiade, mi l-a luat o rudă din străinătate, care era fugită de pe vremuri, alelalte, adică experiență, Parizer, toată experiența ca toată lumea, dar noi am fost portretizați și atunci omul știe foarte bine care e agenda media în general am și cum este de foarte multe ori capturată, cât de puternică este propaganda PSD și PNL și pentru ei este o miză foarte mare să spună și ei sunt la fel ca noi. Asta e mizerie. Da, asta e și una dintre mizele pentru care capetele de primar USR pe care și le vrea puse la cingătoare, să zic așa, Ciolacu, este una enormă. Deci a reușit într-adevăr să ia câțiva primari care candidaseră la alegerile anterioare pe listele USR, dar în general dintr-o comună de asta cu 800 de oameni. Și m-am întrebat la un moment dat care e miza lui pentru asta, pentru că vrea să arate, domne, nici ăștia nu sunt, uitați-vă că au venit la noi, că fac, adică vor să normalizeze derizoriu, știi? Da, vor să ducă cumva în ideea că toată lumea ar fi la fel. Pe de altă parte, eu nu cred nici în standardul perfecțiunii. Încerc să fac în fiecare zi lucrurile cât mai bine. Eu, ca președinte USR, colegii mei, suntem muncim, acum suntem în campanie, să ducem mesajele cât mai bine către oameni, să promovăm oameni de care să fim mândri și să mai aducem alții în politică alături de noi. Apropo, un lucru care iarăși a fost foarte descurajat de PNL și de PSD. Ce i-a deranjat cel mai tare când am fost la Ministerul Transporturilor a fost că am adus, în general, oameni care chiar erau din afara politicii. Am folosit și resurse din USR, am folosit chiar și niște resurse care erau de la celelalte partide, cumva. Nu vreau să dau nume de oameni că le fac rău acum, că zice ăla, bă, te-a numit drulă și așa, dar e... O să-i dea afară. Da, s-a întâmplat, eu l-am vorbit cu omul, am stat de vorbă cu el și am văzut. Și era pe alt background. Dar, în general, am adus foarte mulți oameni din afara politicii, în consilii de administrație, să conducă companii. Faimosul asta de la metrou cu Rădoi, direct, nu i-am pus mâna pe nicio rangă eu personal, dar directorul de acolo, Ștefan Paraschivi, un tip de business foarte curajos, l-am găsit din business, vrei să încerci un proiect, să conduci Metrolex-ul care fusese Căpușa și să încercăm să facem treaba acolo și l-am stat de vreo 2-3 seri, aveam plimbarea mea de seară cu căștile în urechi, când eram ministru atunci și aduc aminte, era o perioadă ploioasă în februarie, stăteam, o ploua, mergeam și îmi făceam pașii de seară și hai mă Ștefane, vino să mă ajuți. I-a deranjat foarte tare asta, deși dacă dovedești că se poate altcumva, că se poate și cinstit, noi trebuie să înțelegem că pentru oamenii ăștia să fie mufați la banii publici este existențial. El dacă reușește să aibă contractele alea oneroase sau să-și bage amanta sau să-și în nu știu ce poziție unde ia doar bani și nu face nimic, pentru alea nu e o chestie dacă vin unii mai ok în administrație la Ministerul Transporturilor sau un primar la Timișoara, s-a terminat, asta e, plecă mai departe. Păi pâinea lui, pe ăla, pâinea necinstită, dar tot pâinea lui și atunci ăla te urăște cu spume, o să fiu, vorbesc mai pe șleau, se mobilizează împotriva ta, îți face campanii, și îți vânează, evident, și orice mică greșeală sau ceva și o scoate din orice fel de proporții. Și pentru ei este o miză foarte tare să ne atace pe noi. Adevărata comasare PNL-PSD este împotriva USR, împotriva noastră pun candidați la primării. De asta te-am întrebat, pentru că atunci când s-au comasat, când au zis Partidul Comasat Român, au zis în felul următor. Dom'le, este obligatoriu să mergem împreună pentru că, uite, extremiștii, nenumindu-i foarte des pe ăia de la AUR sau Șoșocanii. Da?
Și în timp ce vorbeau despre extremiști, toate tunurile erau pe voi. Și ați, bă, dar ăștia nu sunt extremiști. De ce nu vorbești despre auriști, despre șoșocari? Tot timpul. Și mie să știi că prima dată am zis, bă, e normal. E normal să-i radă pe useriști, pentru că ăștia, fără șpagă, fără chestii, îți dai seama că deranjează tot. Și după m-am bucurat. Dar știi de ce mă bucur că vă bagă tunurile pe voi? Pentru că fără să vrea, atât de proști, că vă fac, uite, ăștia sunt alternativa la noi. Înțelegi? Ceea ce adică, e o realitate, de fapt. Este realitate. Dincolo de faptul că pun lucrurile strategic într-un fel mai bine pentru noi, că subliniază această diferență. Știi cum e? Până la urmă e și un adevăr care iese la iveală. Cât de mult poți să te prefaci că lucrurile sunt altfel decât sunt? Că așa a fost și cu... Eu, repet, la Ministerul Transportului m-am apucat, am primit telefoane de-astea de amenințare de la peneliști. De obicei, în politică se dau așa, bă, ai schimbat omul de la instituția aia al meu de la PNL cu al tău de la PSD. Sunt supărat, nemernicule. Și la mine zice, ai pus la nu știu ce companie de-asta de stat, ai schimbat omul nostru și așa. Zic, da, era un om care nu făcuse treaba, avea rezultate proaste și am adus o profesionistă. N-aveau de un s-o lege, că nu era de niciun partid. Și zice, ai pus niște oameni care nu ne spun nimic. Păi, asta era ideea. Pentru că fiecare om în sistemul ăsta este al cuiva. Și trebuie să fie al cuiva. Și în momentul în care iei un pic în serios principiile alea, că tot e un bla-bla cu ordonanța 109, cu guvernanța corporativă, cu concursuri în administrație, hai să vorbim pe zi, concursuri în administrație și toate astea, toată funcționar public, fiecare funcționar public e, sau, haide să nu jignesc, o mare masă, că există niște funcționari publici absolut excepționali care rămân independenți, dar cum să zic, sunt așa de rar și muncesc în locul ălora și vreau să spun că au toată admirația mea cei care își fac treaba profesionist și își fac treaba în niște condiții foarte grele, pentru că ei nefiind cu partidul pe spate să scrie PSD sau PNL, sunt în situația cea mai dificilă. Și am întâlnit astfel de oameni în administrație și vreau să spun că, da, ei ar merita un monument al funcționarului public sau angajatului la stat, cinstit, onest, profesionist, care își face treaba. Deci... L-ai auzit aseară pe Boloș? Pe Popa Boloș? Cum adică, domnule, să dăm concursuri? Eu m-am uitat de două ori și am zis, bă, ăsta e normal. Păi nu pentru asta facem concursurile, să-l găsim pe cel mai competent. Cum adică, de ce să dăm concursuri? Eu îl cunosc foarte bine pe Marcel Boloș. Ciudat. Este un om cu un mod de acțiune în administrația publică și nu o să mă oferesc de cuvântul ăsta, îmi pare rău dacă îți șochează. Nu șochez nimic. Un mod de acțiune pervers. Deci nu am văzut, nu există vreunul care să fie mai cu șopârle, mai unsuros, mai... El a inventat și o armă, o nouă armă legală numită Ordonanța de Urgență, trenuleț oarecum, dar în care, deci face niște ordonanțe de urgență care citesc ca o carte așa, deci vezi un articolul 45, care are o întreagă poveste. Legile de obicei au niște principii. Corect. Și ele se detaliază prin acte normative ulterioare, că dai hotărâre de guvern, ordin de ministru, norme de implementare. El își bagă în ordonanță tot felul de șopârle și chestiuni, pentru că după decizia CCR faimoasă în cazul UG13, când am investigat, da, da, domne, cum ați dat UG13, zice, domne, dacă e ordonanță OUG, poți să scrii acolo și ce vrei, că nu poți să răspunde pentru că dai, da, o ordonanță. Care la o limită e un pic aberant, pentru că totuși voința unui guvern nu rezultă într-un proces legislativ. E o întreagă poveste acolo de filozofie constituțională, dar să trecem peste ea, până la urmă e o golănie, ca spunem, mai pe înțelesul oamenilor. Și omul ăsta a făcut enorm de mult rău. El a ascuns ca ministru al finanțelor situația fiscală a României. Am date salveze de ultimă oră. Vrei să dau o informație în premieră la tine în emisiune aici? Deficitul real pe 2023, pe anul trecut, sunt cifre acum în Ministerul Finanțelor pe masa lor, ăla calculat după metoda cu toate datoriile, ESA se numește, metoda ESA europeană, este aproape de 7%. Este imens. Este absolut imens. Au mințit că este 5,7, iar anul ăsta le este tot așa. 7% din produsul intern brut, în condițiile în care veniturile României la buget sunt vreo 30% din produsul intern brut, înseamnă că nouă ne lipsesc La 4 lei pe care îi cheltuiește statul român, încă unul împrumută peste. Deci din 5 lei, unul e împrumutat. Pentru că tu gândește că până în martie, din ianuarie până în martie, noi am luat împrumut 16 miliarde de euro. Da. În condițiile în care, de anul trecut până acum, de exemplu, ca să fie doar un exemplu să știți cu toții, președintele Curții Constituționale s-a trezit cu salariu mărit cu 22.500. Deci, practic, undeva la 62.000 de lei are salariu, pentru că s-a mărit cu 4.500 de euro într-un an salariu. Da. Băi, e o nebunie.
Este o nebunie. Statul român, în prezent, sub PSD și PNL, cheltuiește fără rost și jefuiește, practic, bani publici. Și asta o spun în deplină cunoștință de cauză. Eu am fost și am... puțin lume știe, dar noi în 2021, eu la transporturi și în ministerele USR, am aplicat un fel de austeritate, cuvântul de care se ferește toată lumea. Adică am încercat să tăiem cheltuieli. În transporturi era și un motiv foarte simplu. Eram în... trecuse primul an de pandemie, 2020, iar transporturile au nevoie de banii din călătorii și din bunuri. Și călătoriile fiind restrânse, am ajuns la începutul 2020, mă rog, la sfârșitul 2020, ministru, nu se zbura, tot, nimeni n-are bani din motivul ăsta. Dacă nu zboară avioanele pe deasupra României, controlul de zbor, Romața n-are bani. Dacă nu se zboară prin autopen, n-are. Dacă nu are călători CFR-ul, nu vin bani. E un lanț. Și am aplicat politici de reformă, de restructurare. Găsim niște bombe lăsate dinainte de, nu poți să imaginezi, adică în plină pandemie 2020, anul ăla când restaurantele stăteau închise, lumea strângea cureaua, la stat era dezmăț. Pot să dau trei exemple scurte, că e important să vedem dimensiunea jafului, pentru că, și înainte să le dau, mai spun un lucru, mă înfurie când aud pe câte unii spunând, domne, da, se fură acolo, da. Doar dacă oprim furtul ăla, nu rezolvi problema României. Dom'le, dar sunt sute și mii de furturi. Teoria geamurilor sparte, nu? Cam așa ceva. Hai să dau niște exemple. În pandemie, când toată lumea strângea cureaua, când economia o ducea prost, Bode, predecesorul meu, a făcut trei chestii. Una, la metrou, în condițiile în care ăștia avuseseră contractul colectiv mărit în fiecare an anterior, 17, 18, 19, cu câte 20-30%, în condițiile în care are pierderi de, cred că 800 de milioane de lei pe an compania, le-a dat mărire cu 18% să intre în vigoare de la 1 ianuarie, de plătit în mandatul nostru. Da. Deci 18% la contractul colectiv de muncă într-un an de pandemie. La aeroportul București, care pentru primul an din foarte mulți pierderi, da, pierderi de vreo, mă știu, 10 de milioane de lei, și-au dat prime. Prime în decembrie, eu am ajuns pe 23 decembrie ministru, prime de 15 milioane de lei în total. Deci un aeroport gol, mai ții minte cum erau aeroportul în pandemie, în pierdere, nu băgaseră. Eu am venit așa și am zis, primele alea se mai pot recupera, nu mai putem că au fost plătite. Bun, vreau să introducem Kurzarbeit 4 zile din 5, ăștia nu trecuseră 4 zile din 5. Deci aeroportul gol, gândește-te că aeroportul Otopeni are 80 de oameni numai la protocol. Iar Metrorex-ul are 100 de zugravi angajați permanent, că nu poți să-i niște servicii să le contractezi, sau niște zugravi. La muncă azi mai ceva de vorbit? Nu, n-avem atunci. Păi externalizez orice firmă. Evident, normal, da, și îți dau doar astea sunt câteva exemple. Și încă una, tunul tunurilor din rețeaua aia probabil apropiată, dosarul cu Iulian Dumitrescu, cu Drulă Câine, au cumpărat la suprapreț 4 șalupe pentru salvatorii ăștia, Arzvom, agenția de salvare de pe mare. Astea costau 50 de milioane de lei prețul la șantierul din Estonia. Și le-au cumpărat cu 100. Totul aprobat în 4 luni, de la idee în care n-aveau nimic până la plata efectivă a sumelor respectiv, 80% avans, și alupe care s-a întâmplat chiar în mandatul meu, prin martie a fost o scufundare a unui vas ucrainean, în 2021 atunci, și valuri de 6 metri, că așa se întâmplă, că de vremea rea se scufundă navele, iar șalupele astea nu puteau ieși din port la mai mare mai mult de 2 metri. Deci șalupe de salvare care nu puteau fi folosite pentru salvare. Și astea le-a cumpărat Bode de la zero, cu, ăsta face obiectul acelui dosar. Deci, probabil 50 de milioane par andărătul. Văd că Iulian Dumitrescu lucrează cam în zona asta, nou dosar ăla de, care așa e cu vreo nu știu câte zeci de milioane. Sunt multe miliarde. Atunci o zice că ești câine. Cum? Da, atunci câinele Drulă. Pentru că și eu m-am uitat la, de curiozitate, m-am uitat la stenogramele alea unde vorbea unii dintre ei, că mai sunt niște intermediari, deci politicienii sunt săgețile, câteodată și cap de rețea. Iulian Dumitrescu, băiatul la George Stângă, care era, și mulți alții, dar mai sunt niște personaje foarte interesante, asta și mafia de la SSMB, de la Spitalele Bucureștene, tot așa, de care nu știe prea multă lume, și care sunt un mari broker de... combinații de-astea. Era unul și în dosarul ăsta, i-am uitat numele, și foarte mulți foști generali SIE, de exemplu, sau din serviciile... Ăștia pensionați. Ăștia pensionați, rezerviștii. Generalul ăsta vorbea
brokerul principal al combinației de acolo, vorbea cu el și întreba, bă, dar cum intervenim la drulă? Unde? Că trebuie să aibă undeva, de unde luăm capătul? Că este obișnuit că oricine are undeva o pedală, îi spui de acolo deschizi și... Deschizi un pic, așa, vezi scheletul din dulap și zici, vezi că ți-a făcut o poză. Aia, sau șpaga, sau ceva, trebuie să aibă undeva o vulnerabilitate. Și ăla îi spune, n-avem cum, nu se poate, câine, cum ne aveam un plan atât de bun, ăștia mai vreau să mai facă, vreau să facă, nu știu, un ponton pentru Sulina, ăla costa 50 de milioane de lei, din niște nebunit complet din chestiile astea. Și era, avusese un plan atât de bun și se împiedicase că a venit unul, nu e erou, atenție că resping chestia asta, vai, erou, drulă ce a făcut acolo, nu. E vorba de pur și simplu să face treaba cinstit și de a te uita, mie îmi păsa de banii ăștia, pentru că eu vroiam să nu cheltuim 50 de milioane acolo, ci să mai asfaltăm niște drumuri de 50 de milioane de lei. A fost 8 luni, ministru, gândește că e și o perioadă foarte scurtă. În 8 luni, majoritatea sora care intră nu găsesc ușa pe unde... Ce se schimbă să mai facă? Nu știu, unii își decorează biroul primele 4 luni. Asta a strânit o nervozitate în PNL, o furie de aia. Bă, ce-i cu ăștia, mă, cu nebunii ăștia? Nu se poate negocia cu ei. Nu se poate. Știi că mai e o chestie populară pe la noi, din păcate. Și mentalitățile trebuie să se schimbe în chestia asta. Când mai auzit așa pe la unii și alții, domnule, este o echipă de unii, nu beau. Nu așa, lucrează dimineața până seara, cer și puțin bani. Cumva parc ciudații care... Sau suspecți. Ei, cam așa era și noi, sectanții ăștia de la USR. Dar nu e nimic acolo despre asta. E pur și simplu ideea că odată ce intri într-un birou și așa, asta face și Fritz, asta face și Clotild, asta face și Lucian, Viziteu Stanciu la Bacău, și Coliban la Brașov. Mai bine, mai puțin bine, că nu sunt perfect, niciunul dintre ăștia și nici eu. Exact, nici eu, dar intri în birou dimineața la tine, la primărie, la minister, bă, ce am de făcut azi, cum mai fac, cum împing proiectul ăla înainte și dacă tu ți-aduci oameni care văd că asta e gândirea ta, să știi că pun și ei umărul și pun și aia pe care îi găsești în sistem. Pun și ăia care erau complet debusolați și cinstiți că zic, bă, dar s-a schimbat direcția cumva, parcă bate vântul altcumva. Dar eu am și o teorie, ea mea personală, că pun numărul chiar și unul dintre cei care mai călcase răstrâmb înainte. Și asta am văzut-o la controlul ăsta de greutate pe drumuri. Eu am zis, gata, ne apucăm să-l facem pe bune. Și m-am apucat, mă rog, am găsit un om să-l pun în vârf acolo de la Bihor, un tip foarte fain. Și l-am întrebat cum facem, să schimbăm ăștia de la regionale. Apropo, era un borfaș aici la regionala de la Cluj. Mi se pare că acum ești prin niște dosare. Am uitat numele cum îl cheamă. I-a schimbat pe ăștia punctele nodale, zic, găsește-mi, tu știi bine sistemul, oameni cinstiți pe care se pune și mai zic, vreți să facem controlele pe bune, domnul ministru? Evident. Și zic, da, adică ce? Dar stai sigur, pe ce înseamnă? Și mi-a explicat că, de fapt, ăștia scăpau în felul următor, chiar dacă îi dădea amendă, deci să zicem că nu era cu șpagă să nu așa, îi dădea pe o amendă de 1500 de lei pentru supraîncărcare. Își pleca mai departe, dar legea nu zice așa, legea zice că dacă ai peste 20% depășire, trebuie să descarci și ai peste și închipă că ai pietriș și trebuie să aduci încărcător frontal și așa, și că altfel îți retrage plăcuțele de matriculare și nu pleci cu camionul de acolo. Și zic, da, păi faceți așa. Și au apucat să facă, am filmele, am văzut cum îi opreau, jurau ăia și erau, te omor, sun acum. Și zic, dar de ce, ce mi se... O să vedeți, o să vină la dumneavoastră că peste tot sunt mai politicieni care au firmele astea de transport ilegal. Ce vreau să spun este că asta i-a motivat, cred eu, inclusiv pe unii care poate închidea ochii sau își făceau treaba mai strâmb. Pentru că e și umilința aia când trece mafiotul, dacă știi scena Narcos, nu? Sau cum se numește? Narcos, da. Da, când trece și polițistul închide ochii, că știe că, mă rog, acolo e și cu plata o plomo, da? Așa. Ei, și ăștia ai noștri, vine ăla cu greutatea, îți marcă banul sau te sună șeful tău și închizi ochii. Și dintr-o dată, faceți-mă pe bune. Dar dintr-o dată vine stimarea de sine pe care ai ținut-o ascunsă. Deci furia aia din ei că au ținut-o cumva și că poate să-și îndrepte, sunt niște lucruri pe care le poți face. Eu știu unde am văzut chestia asta. Ia-ți la Băltărețul, bă, să vezi cum mănânci tu numai din conserve. Ăsta mergea în fiecare sâmbătă duminică să rezolve podul de la... Deși nu era. M-a nebunit și pe mine când eram ministru. Da. În sens pozitiv, zic. Când îi se pune pata... Nu, venea cu proiectele de la Cluj în continuu. Da. Să rezolve podul de la Turda. În fiecare sâmbătă și duminică. Și am zis, bă, da, și cum funcționează? Și Sabin, ăia trebuie să dea răspunsul în 30 de zile. Dacă nu stai pe telefon să mergi în fiecare să-i freci cu telefoane, dau răspunsul exact în 30 de zile sau în 60. Și atunci mergi pe ei pe telefoane, adică cumva trebuie să dai un șut birocrației este. Pe mine asta mă înspăimântă.
Noi avem la birocrație de înțepenești mai mulți funcționari decât Polonia. Polonia are 38 de milioane de locuitori, mâncui sufletul. Noi avem 18 milioane și noi avem o stufăriș. 1400 de companii de stat avem noi, 170 are Germania. Bă, suntem nebuni. Noi nu avem capitalism. Noi avem un fel de perestroică cu ștaif. Făcută de Iliescu, lăsată moștenire, clocită de covrigarii de la Buzău, de Căciu, celebru Căciu, care deja devine insuportabil prin mecla aia de academist de la de cartier, da? Îl mai ai pe Popa de la finanțe și ți-a rezolvat problema. Au mai pus și frizerul, dar am văzut că l-o dau jos aseară. Da, am văzut că pe frizer... Bă, adică noi nu... Pentru fiecare frizer de ăsta mai sunt încă 1000 care sunt încă în sistem. Da, și atunci trebuie să pe Băltărețul să-l trimiți la poduri, pe ăla să-l trimiți să dea epope afară, pe ăla să dea covrigare afară și să rezolvi cu, nu știu... Cuvântul pentru asta e, deși a fost utilizat până ne-am obosit cu toți, este reformă. Asta înseamnă de reformă, să schimbi un sistem... Știi că numai cu ranga se poate la unii. S-o zis e cu ranga, dar cum e constatarea mea este că în România e un sistem care funcționează destul de mult pe semnalul de sus. Complicități. Cum? Complicități. Nu, dar vreau să zic și în sens pozitiv. Adică dacă cel care îi înfrunte dă semnalul, bă, vreau să facem lucrurile pe bune, tătucu. Eu am fost surprins de cât de mult funcționează asta în Ministerul Transporturilor. Că până la urmă puterea ta e prin niște acte, prin niște oameni pe care îi numești, printr-o chestiune delegată. Dar dacă văd că semnalul e într-un sens, deci eu am spus semnalul e că facem lucrurile pe bune, profesionist, că nimeni nu cere nimic nimănui. Și le-am mai spus ceva unor oameni care poate și asta inspiră. Hai să tu te apuci și faci asta și dacă te sună, că eu știu că o să te sune aia de acolo, de la PNL, PSD, să urle la tine și așa, le zici că e din cauza lui Drulă, că e nebun. Pentru că, până la urmă, trebuie să te gândești și la, cumva, la oamenii aia. Da, da, că o să-i mănânce de vin. Și eu spun că funcționează mult pe ce vine de la vârf. Iar problema României a fost că semnalul de la vârf, de la Klaus Iohannis, a fost că merge cu furtișagul, că nu avem nevoie să schimbăm și să deranjăm lucrurile, că politicienii poate să ciupească. Și asta a fost problema României în acest 10 ani. Eu vreau ca următorul președinte a României să dea altfel de semnal către țara asta, către structurile care sunt către administrație, că ține spatele reformelor, că dacă se apucă câte unul să facă treabă, nu primește telefoane să se oprească sau îi se taie. Și dacă capul. Primește, îi se rupe. Românești. Exact. Asta e miza întrebarea, lui 2024. Când fac semne toți, băi, trebuie să merg la conferință. Candidez la Cotroceni. Mergi la Cotroceni? Este foarte probabil. Acum nu o să pot să-ți dau, deși oricând mi-aș dori știrea acum, pentru că e o discuție pe care trebuie să o avem. E și o curiozitate personală, pur și simplu. E normal ca președintele partidului cel mai mare din opoziția democratică și din această alianță să își asume această candidatură. Dar e o decizie pe care trebuie să o luăm în alianță. Evident. Vreau să fiu fair față de colegii mei de acolo. Deocamdată suntem concentrați pe cei 9 iunie. Le zic oamenilor să meargă la vot, să dea cu dreapta unită pe toate buletinele ca să strice combinația cu masaților. Bine, tu zici așa. Eu zic în felul următor. Bă, dacă aveți de gând să semnați cu bărfașii, mergeți la iarbă verde, o să fie cald, dacă o să plouă, stați cu nevasta acasă, numărați banii, faceți voi ceva, nu mai are să votați toți bărfașii. Că de obicei spune, votați cu oricine, dar mergeți la vot. Nu! Dacă votați cu aia care n-au școală și care sunt bărfașii, care sunt suverani, stați acasă. Da? Ok. V-am popilizat semnificativ. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc mult!